Șefu, avem un copil. Betty, termină cu tâmpeniile astea că nu o să te creadă nimeni că eu ți l-am făcut. Nici măcar nebuna de nevastă mea. Șefu, avem un copil abandonat în primărie. Cineva l-a lăsat pe holul primăriei și portarul l-a adus la noi. Păi ia uitați. De ce l-a adus tocmai la noi? Nu știu, șefu. Om arăta ca un cuplu și s-au gândit că l-am putea crește. L-am putea? Betty, du copilul înapoi pe sală că l-o fi uitat maică-sa și trebuie să se întoarcă după el. Șefu, ce mamă își uită copilul pe străzi? A mea? Nemernica. Mă scuzați, șefu, am uitat. Haide, descărcați-vă. Vărsați-vă uful, șefu. Umărul meu vă stă la dispoziție. Betty! Umărul nu e acolo. Știu. Haide, șefu, descărcați-vă. Betty! Ajunge! Mă scuzați, dar m-a luat valul de emoție. Ce facem cu copilul? Îi găsiți părinții și îl returnați. Sau nu? Îmi raportez mie și o să-l returnez eu. Că dacă dau cu ochii de nemernici care l-au abandonat, nu o să mai abandoneze copiii în viața lor. Și până-i găsim părinții? Până-i găsim părinții... O să avem noi grijă de el. A zis noi? Deve să nu afle nemernica de nevastă mea că nu mai am trai cu ea. O să mă toace mărunt până când... Spui cu cine l-ai făcut, nemernicule! Ai anticipat bine! Zică de grab! Eu v-am făcut semn! Emma, nu e ceea ce crezi! Betty l-a... Făcut? Păi tu faci copii cu bărbata meu? Nu, doamnă, l-am găsit în burtă! Ți l-a pus Duhul Sfânt! Hă? Cel de sus, adică șeftul! Dar încetează nebunul, că nu e copilul nimănui! Adică e al cuiva, dar l-a uitat la noi în clădire! Așa, fata? Da, doamnă! Jura! Să n-am parte de domn primar! Ce? Ca șef mă refer. Dacă mint, e abandonat, doamnă, e al nimănui! Serios? Emma, nu-mi place zâmbetul ăsta pe care l-ai. Ai, mă, Vanda mică, dar știi că de mult ne dorim un copil și de când ne chinuim să-l avem. Știam eu de ce nu-mi place zâmbetul. Fetelor, eu am puțină treabă și mă grăbesc. Aveți voi grijă de copil. Cu mare plăcere. Cu mare plăcere, da? Ce, mamă, nu-mi place. Betty e mână. Dar eu l-am găsit prima. Nu-ți forța norocul. Ce puiu, da, ia te-a speriat, da. Cum să leu Acilea, Vandame, tu ești tra-la-la la cap? Păi dacă ne vede șeful Acilea cu un copilaș, o să creadă că e al nostru și am dat de dragi, Damianz. Păi ce vreți să mă trimeați la dâlga doftică? Păi ce motiv, mă, Fiorete, păi ce motiv? Că am făcut sex cu Afrodita, na. Ce-ați făcut sex în post? Vandame, la noi, la ortodoși, e post în 3/4 de an. Deci dacă vrea, el găsește ceva. Post? Adică la serviciu, Chiorete. Poate să demonstreze că ați făcut ceva aici? Dar noi care cumva putem mai demonstra lui Trânsul că n-am făcut tare nimica, nu putem. Că cu șefii, dacă vrea, ei, te așa te perpelește, nu te joci. Atunci facem altfel. Îl luați acasă și nu spuneți nimănui. Uite, la asta nici nu m-am gândit. Și până îi găsim părinții, eu am timp să îi demonstrez lui Afrodita ce soț iubitor sunt și ce tată responsabil poți fi. Exact, mă, ai văzut? Hai să luăm bebeul. Să merg! Hai. Stai! Ei, nu merge! Păi și dacă o să mă pună hârca să-i plătesc chirielul ăla micu, cum l-a pus pe Mârlanu, de să-i plătească pentru pițipoanca aia, de cea că-i fiesa aia. Și nu merităm Afrodita câteva milioane pe lună acolo? Ea merită, mititica, dar eu momentan nu le-am. Nu are nimic, mă, Chiorete, că te sponsorizez eu. Pă bune? Stai, dar tu ce interes mi-e schinai tu la afacerea asta? Că-mi parcă ai vrea să scap de copilaș. Nu care-i cumva ță frică să nu creează Emma că e al tău? Că ai un copil din flor, bă? Hai, mă, să trăiască, domn primar, cu ce treburi pe la noi? Uite, am găsit un bebeluș părăsit la noi în clădire și am venit să vi-l dau până-i găsiți părinții. Și l-ați adus aici? Unde? Încă nu l-am adus, e la mine la birou. Îți plac copiii?
Normal. Păi și nu vrei să faci? Ba da. Chiar te condul pe domnul primar. Când o să am cu cine, șeful? Să înțeleg că încă n-ai... Cu cine? Adică atunci când o întâlnim bărbatul ăla care să dovedească că poate fi un părinte responsabil și iubitor. Ai auzit, Chiarete? Ai motive să iei bebelușul, mă? Da. Unde să-l ia? Cum unde să-l ia? În vilă, până se definitivează ancheta socială. Și o să aibă grijă de el împreună cu Afrodita. Da, da, da. În vilă? Da. Pații nebunii, domn primar! Ei. Mă scuzați, era o metaforă. Păi dacă aude mârlanul că-i copil abandonat, îl vinde cum a făcut și cu ăla lui Dezire. Cine-i Dezire? Iubita lui ăsta. Mai pardon, iubita lui Pupăzășoru. Da, prima dată a fost a ta. Și prima iubire nu se uită. Vreți să dispară și bebelușul ca Dezire? Păi și atunci cum facem? Îl iau eu, că eu am experiență la crescut copii. Și mai ales l-a făcut Afrodita. Și avem grijă de el aici. În schimburi, când Afrodita cu mine, când eu cu Afrodita. Iau și eu. Și tu, Chiorete, o să fii 24 din 24 pe teren până găsesc familia care l-a abandonat. Și nu cumva să-ți prind picioarele prin secție până nu vii cu ei, că... Mamă, ce mamă, Emma, hai, dă-i copilul. Da, de ce să-i dau? Pentru că trebuie să-i găsească mama. Păi dacă stă cu el pe cap, mai are timp să-i o găsească pe măsa? Că trebuie să îl adormă, să-l schimbe, să-i dea țâță. Să stea cu el 24 din 24, păi mai are asta timp de anchetă? Plus că nici nu se pricepe să facă toate astea. Ba, mă pricep, doamnă, că eu sunt părinte, am deja doi copii. Păi și da? Ce-ți mai trebuie unul, mă? Faci colecție? Mai lasă și pe alții să învețe să fie părinți. Tu du-te, caută pe maică sa, că ăsta mic e pe mâini bune. Hai, fugi! Când o găsești, ți-l dau. Dar vii cu ea și să aibă și certificatul de naștere, că eu sunt sătură de șmecherii. Executarea! Da, să trăiți! Cum tot ești mult? Și tu, fuguța, adu-mi niște scutece, că trebuie să împărțim responsabilitățile. Tăticule, hai, hai! Ce fară, slab ești, Mateescule, te credeam mai bărbat. Te-ai uzat în fața lui nevastă, mai rău ca copil. Păi ce credea, că-i ține șmecheria cu mine? Auziți? Dar dumneavoastră aveți timp de el, doamnă. Nu, dragă, nu! N-am! Dar ce să fac? Mă sacrific! Pentru că un copil salvează relația. Încheadă cuplu. Da. De, de. Să nu dea dracu să-l pui pe ăsta să-ți facă un copil, că... Ai înțeles? Da, domn. Bra. Și acum dă-i țâță, că eu nu pot să mă despoi în publică. Nu-mi permite funcția. Hai, dragă, că e foame. Ce stai? Da. Îți dai seama, Pupăză? Mare, pe prima pagina ziarelor. Copil recuperat în direct la Pupăză Show. Și dacă nu apar părinții? Bă, dacă nu apar... Dacă nu apar, înseamnă că sunt dispăruți, mă. Și te-a pus să-i cauți ca Diaconescu pe Elodia. Faci un serial de vreo 200-300 de episoade și spargi toate audiențele. Pupăză, ascultă-mă pe mine ce spun. Dacă dai copilul pe post plângând după părinți, o să ai audiență de 10 ori mai mare ca OTV-ului, mă. Da. Și câți bani vrei ca să-mi dai copilul? Pupăză, tu ești idiot sau ți-a suflat mârlanul în gură? Cum să-ți cer, mă, bani pentru a ajuta un suflet nevinovat? Tu așa-i face? Mă rog, tu ești chitrosul care întărește regula. Da, nu sunt chitros! Sunt doar econom și pragmatic. Bine, măi, pragmaticule. Zic când vii să-i copilul. Păi, cu o jumătate de oră înainte de emisie. Că nu vreau să mă căpieze de cap cu o oră căia la lui. Și fii atent, după ce termin, ți-l aduc înapoi. Cum mă, mi-l aduci înapoi? Păi eu nu-l iau acasă, mă, să ne ține treji. Că dacă măsa lui Gogoașe nu doarme, are chef de făcut alți copii. Păi ce mă, baba la vârsta asta mai poate face copii? Evident că nu. Dar cine are curaj să-i zică? Plus că dacă crede că-i copilul meu și o să mă pună să plătesc chirie, cum l-a pus pe Mârlanu pentru fisa aia excroacă. Bine mă, îți plătesc eu chiria. Dublu. De unde iau copilul? De la Emma. E la Emma? Eu nu dau ochii cu ea, că sigur i s-a deschis apetitul de făcut copii și nu prea sunt pregătit să fiu tată. Da, dacă vrei să te ajut, trimis pe cineva să mi-l aducă. Copilașul n-ar mai fi înveselit casa.
În plus că ne apropia și mai tare. Știi cum să spune? Un copilaș și unește cuplu. Păi și ce mă, eu n-am vrut? Șeful nu ne-a lăsat. Dacă el vrea neapărat să o fac cu el, ce vina am eu? E ordin, n-ai văzut? Și eu o să-l sun pe domn comandant și o să-i raportez că Mateescu are deja doi copii și nici într-un caz nu poate să facă față la trei. Păi și dacă domn comandant, în loc să te pună pe tine în locul lui Mateescu, o să vrea să o fac cu el? De la asta nu m-am gândit. Auzi, mă, la voi, la poliția, așa-ți faci copiii la comandă, că dacă ei mă angajez și eu în poliție, mă... Bă, cât de prost ești și ai avea toate șansele. Ha, ha, ha! Că te găsești, dragi. Nu era vorba despre făcut copil, măi, amărâtule. Vrem să aducem aici un bebeluș abandonat în primărie și să-l îngrijim până când îi găsim părinții. Da, exact. Și Mateescu nu-i lasă să aducem aici copilașul. Din cauza ta, făinosule. Că dacă aducem aici copilașul, se gândește că o să-l vin și pe ăsta cum ai vândut copilul inexistent al lui Desiret. Exact. Eu, Doamne ferește. Auzi, ia aduceți-l, mă, că mă ocup eu să-i găsesc părinți. Că eu cunosc o grămadă de oameni de ăștia din fotbal care n-are timp să facă copii și ar fi încântat să aibă posibilitatea asta. Uite, chiar acum mă duc să dau niște telefoane, hai că rezolv eu repede. Alo, boss? Am un deal bengos de data asta. Aha. Un copilaj de vânzare care chiar există. Da, nu e țeapă ca la Dezire. E abandonat, nu trebuie să împărțim cu nimeni nimic. Tot cașcavalul rămâne la noi. Vă dați seama că le iau la mine, ca să nu ne însufle alții. Hai, la revedere. Da. Hai, noroc, mârlane. Uită-te în spate. În spatele tău. Bă, dă-te dracu, că m-ai și speriat. Bine că ai venit, fii atent. Fac orice numai să dai mie copilul ăla abandonat în primărie. Bine, mă, mârlane, îl iei de la mine de acasă și îl dai lui Popăză. Ok, dau lui... Ăla la cât de chitre îl face pierdut ca să nu cheltuie cu el sau... Nu, îl vinde ca să facă și profit. Dă-mi-l, mă, mie, că eu o să am grijă de el, cad ochii din cap. Că dacă tot nu poți să am copii... Păi de ce, mă, mârlane, nu poți să ai copii? Nu ți-o găsești de burtă, nu? Persiflează, măgarule. O găsesc, dar o găsesc degeaba, că la mine nu se uită nicio femeie. Cu cine să fac copil? Singur? Cam încercat, dar cu mâna asta mănânc, nu pot să... Zi-mi-l dai? Bine, mă, ți-l dau, dar mi-l aduci înapoi dacă apar părinții, da? Da. Am venit, unde e? Ce zici? Unde e copilul? L-am văzut! La... Ce dai? Ce? Nu mai plânge! Hai că îl scol. Aha. E, cum e, tăticule, te descurci? Copilul! Mateescule, ați găsit mama copilului? Bine, Vandame! Bine! Mi-ai adus copilul? Ai făcut-o intenționat! Ascunzi chestia asta ca să nu plete știrie, mărita! Chietra ce ești! Nu ia lui, tati! Taci cu nenea Mârlanu, ia o portocală! Nu ia lui? Înseamnă că e al tău! Ai
atunci când l-ai făcut, bă, umflatule? Dar nu l-am făcut eu, bre. Corect, că tu ești în continuare gravid. Zi de unde l-ai? De la Van Damme, mi l-a dat de la primărie. Da, că mi l-a repartizat, că m-am înscris în programul ăla pentru primul copil. Că eu vreau și eu să am un suflet cel care să mă iubească și pe mine, să... Care ar mărilară pe el. De așa un... Păi de ce l-ai zis așa, mă, de pe lingi în găsești, mă? Că vrei să te iubească și pe tine cineva? Că te iubea baba și dimineața și l-a prins în seara. Și gratis, și de un gras, stai și că liniște! Mai ales în liniște! Nu cu scandal și coră, că e, cum faci ăștia? Mai ales cum miros de la hat, de la da, debut! Da, dă-te mai încolo, că-i vine și lui! Să-i plătești chirie imediat! Ce chirie, bre, că stai puțin că a glumit, că eu l-am... Da, i-a abandonat, bre, l-am luat aici cu mine până-i găsesc părinții! A, da, păi dă-l încoace la mine ca să-l arăt în emisiune, să vezi atunci că-i găsim imediat! Ia mai lasă-l tu, ce să-i găsești imediat? Tu știi că n-ai voie să arăți minori pe post fără adăpostul părinților ăsta, fără acordul părinților? Și cum el n-are părinți, n-ai voie să cum să las că caut eu pe măsa. Da? Și cum o cauți tu, mă? Cum o... Ia uite cum se umflă. Îl duc duminica pe stadion să-l vază ăștia la meci, la ăla spectatori, că trebuie să știe vreunul pe măsa. Ce mai face copilașul nostru, șeful? Beti încetează cu tâmpeniile, că de-aia crede portarul ce crede și îmi trimite toți copiii pe cap. Da, m-am atașat de el, șeful, până să-mi-l ia doamna cu japca. Și mi-e dor de el. Auziți? Nu mă invitați la dumneavoastră acasă? Odată când nu e doamna. Ca să mi-o arătați pe aia mică. Beti! La bebeluș mă refeream, șeful. Că știu că dumneavoastră nu aveți nimic mic. Că nu v-ar zice doamna degeaba tăuraș focos. Haideți, mă invitați. Copilul nu mai e la noi. Ați dat copilul? Mai tași naibii din gură, că dacă aude nevastă mea, aia sigur o să mă omoare. Corect. Iar ai anticipat bine. Numai că acum nu pot, că nu se cade să fiu violentă în fața copilului. Care copil, că nu-l mai ai? Știu! Că i l-ai dat înapoi fufei cu care de fapt l-ai făcut, nu? Nu e la mine, doamnă, jur! Nu vorbeam, dragă, de tine. Păi ce ai tu, față de fufă? Față nu. Nu-i nebună. Copilul? Copilul i-l-am dat lui Popoza la televiziune să-l arate, poate găsim părinții. Și dacă nu-i găsim, o să se ocupe de el Afrodita cu Chiurete. Că ei sunt în măsură să rezolve situația. Că de lui Mateescu n-ai vrut să-i dai. Adică nu i l-ai dat fufei? Nu! Nu, doamnă! Păi nu scoteam ochii ăleia. Doar știți cât țin la... la căsnicia dumneavoastră. Bravo, fată! Bine, mă duc să iau copilul de la pupăză, că știi cum e copilul. Salvează căsnicia. Da, pot să-i dau eu țâța și diseară. Nu, dragă, stai liniștită, că îi dau eu. Acasă la mine pot să mă dezbrac, că nu mai am funcție. Adică ai dat... M-a obligat, că ei nu-i permite funcția să se despoie aici. Apropo, acum chiar că trebuie să mă invitați la dumneavoastră. Că dacă o să-i umble copilul la țâțe, o să-i se suie hormonii la cap și nu mai aveți scăpare. Taci, n-auzi că te nebunesc, o să zică ea că ești defect și trebuie să te dau pe ieftin, pormă, tâmpitule. Vai, ce imagine idilică, ce bine așa de mă mârlălele! Puuu! Să nu știe de ochi! Stai, bine, nu mai scui pe aici, e lipit ochiul! Ah, ce romantic! Uite, vezi, tocmai acum mă gândeam! Ce mă fac eu, că tot a rămas fără costeluș? Nu să aibă cine să-mi aducă o cană de apă când mai șoace la pat! Las, că ți-aduc eu un mazac odată! Nu poți, mărălele, că tu ai treabă! Și mie, o să-mi trebuiască un ajutor tânăr la bătrânețe, uite, o să-mi trebuiască unul de-asta.
Să-ți iasă din cap, nu-ți dau, ăsta nu ți-l dau, n-am cum, nu pot. Dar cine dracu a zis că-mi trebuie ăsta? Mie-mi trebuie un bebe al meu, mai, meu, înțelegi? Dacă tot am văzut că te pricepe așa de tare la copilași, m-am decis să merg pe mâna ta. O să mi-l faci tu, mârlănele. Ce stai vreastră, mai băbărică? Ba da, ba da, ca să iasă frumos și să știu ca mine. Și puternic ca tine. Ia mătreața după mine de te zic. Plec de cică, uite, l-ai speriat trâmpit-o cu... Cu să faci, bre, copilă, dacă te vezi, nu moare copilul. Dar nu contează fața, mă, mârlănele, mă. Da, ce? Contează sunimă, ca să ai pe lapte mult cu el, mă. Ai, mă, ce zic, că pietul bebeu. Aici stau bine, ia, uite, vezi? Asta, da, nici n-am legi mâinile, să le mâine. Și al doilea rând, punte, cele, mă, să fie sănătoase, ca să iasă bruncule jer. Și aici stau și mai pe toni, ia, uite, bulevard. Vorbit lume, să-i... Ia viața din acesta, gratis, mă lasă-mă! Aha, ți-am zis că vrea să-l vândă, uite! Pleacă-te lângă copil, infractor deosebit de gras că te găsește în răci! Alo! Ia vezi, în care nu faci, te tingi de viitorul tătic al copilului meu, că te prafă-i! Care-i dracu' ăla? Uite, mârlăne! Tocmai s-a decis să mă lase gravidă. Ce zici, polițaiile, particip și tu la înseminare sau domnul Popoșel, poate îi donați noastră ceva, că e loc. Eu nu dau nimic! Nu, stai! Stai, bă! Și ăla-i chitră, lasă-mi jos cu tine, hai, drept! Și ăla te arestează-mă, că sunt un infractor de spină periculos! Am vrut să vând copilul, eu sunt... Arestează-mă, nu mă lăsa! L-a adus! Ăsta chiar vrea să-mi demonstreze că poate fi tată. Ce faci, măi, frumusețe mică? Hai, vrei să ne împrietenim? N-o să aveți timp că am venit să-l iau. Unde i-ați găsit părinții? Păi eu, asta-i treaba mea sau a voastră a poliției? Uite, am venit să-l iau ca să aveți timp de anchetă. Nu pot să ți-l dau. Da, de ce nu poți? Pentru că Chiorete l-a luat pe semnătură și numai el poate să-l înstrăineze. Ce vorbești, madame? Dă copilul în corpul. Nu, ia mâna, că nu ți-l dau. Ia, Chiorete, bine că ai venit, te rog frumos să-mi predai copilul imediat. Ce vorbești? Asta-i copilul meu, ia nimeni. Ce mortu-i copilul tău? Cu cine l-ai făcut, mă, cu sora lui dreapta? Hai terminați cu prostiile, căruțul și cu copilul rămâne acilea la mine și la Afrodica, că așa hotărâ Van Damme. Pleacă, mă, că nu mai pot eu de Van Damme. Mai da. Eu sunt șefa lui Van Damme și eu i-am ales hotărârea. I-am ce vorbești? Ce vorbești? La emisiunea hotără să meargă. Ce vorbești? Las mâna pe copilul ăla și pe cărțuar. Cum dracu iau copilul de la nebună? Gândește, Mateescule, gândește! Că dacă pierzi și ocazia asta, adio, Afrodita! Da, vă rog! Doi șef, sunt eu, Mărlanu! Te-am recunoscut, mă! Vino repede, arestează-mă, că sunt un infractor! Am luat copilul ăla abandonat de la Ema și l-am adus la noi în vilă să-l vând! Bebele în vilă! Da, dar dacă nu vii repede să mă... Deci acelea te-ai ascuns, mărlănele. Vrei să o facem sub duș? Super! Așa mă fiar pântat, că am auzit că copiii să fac mai repede sub apă. Ia uite-l pe Gogu! Gogu, ești Costele, plătești! Unde, bă? Mărlare! Tio, drage, ăsta din ori era și, nu? Și acum mai... Ia mâna! Unde-i copilul? Dati-l în coace imediat! Foarte bine, șeful! Ia-l-i matat de la madame prefet! Să nu îndrăznești că te bag în medical, mă! Doamne, vă rog frumos să nu obstrucționați ancheta, da? Poliția, ce bine că ați venit, vă mulțumesc! Dispar, mârlane, că nu pentru tine am venit. Doamnă, bebelușul trebuie să meargă la secție cu mine și cu Afrodita ca să... A, nu pentru mine ați venit! Dar ce luați, mă, mâna, cu acestea, dragi, că îl stricați să duce valoarea ca banii pe apa. De căruți vorbeam, că se duce valoarea. Mârlane, de ce fugi de mine, mă?
dar cu voi ce dracele, mă, ce faceți aici? Tati, ăștia vrea să vă ia copilul care l-a făcut eu cadou dumneavoastră, dacă vă mai aduceți aminte. Așa trece? Păi de ce n-a zis, mă, că vreți copii, că vă face mama la fiecare câte unul? Treci? Hai mereu, bre, ceță! Unde-i copilul? Bine că ai venit! Zi, cui dai copilul? El înapoi sunt mamei, adică dânsei. I-ai găsit mama? A venit ea la mine la primărie. Da? Și de unde știa doamna că e copilul în primărie? Pentru că acolo era când i s-a făcut rău și a luat-o salvarea, dar n-a mai apucat să spună că bebelușul e al ei. Am stat jumătate de zi așteptând să intru în audiență la... La tine, măgarule! Doamnă, eu zic să-l dați în judecată, că lasă oamenii să aștepte pe la uși până leșine și pierd copiii! Porcule! La dumneavoastră am așteptat. Da, de? Tu nu puteai să o primești în audiență, măgărițo? Că erai la mine în birou să faci poliție! Scroafo! Păi, acum că totul s-a rezolvat, doamnă, să știți că eu personal am avut grijă de copil. Vă mulțumesc, puiul meu. Aș vrea să-l schimb. Păi, cum să-l schimbați? Că altul nu mai avem. La scute ce făcea referință șeful, dar parcă ziceai că te pricepi la copii. Dar văz că ești bâtă, vre? Bine că ai venit, mă, Mărlane. Ai adus bebele? Că au venit băieții să ridice. Avem să... Șeful, știți, avem o mică problemă. Mărlane, sper că l-ai, că dacă nu... L-am ce? Adică nu l-am. L-am, dar nu l-am, dar e... Că încă l-a născut, e în burtă la gravidă. Bă, tu iar îți bagi joc de noi? Vezi că oamenii ți-l iau cu tot cu ambalaj. Ca pe dezire. Pă bune? Hai că vă arăt unde-i gravida. Ar trebui să-mi pup mâinile, mă, pricăjitule, că te-a scăpat de babă. Da! Mărlanele, îmi pare rău, dar să știi că în seminatorii ăsta doi pe care mi-ai trimis sunt ca în slat, sărași. Brea, au făcut ei treabă bună și așa m-au învârtoșat, așa că tu trebuie să faci treaba și să o duci la bun sfârșit. Și nu m-ar supăra dacă ți-ar da și pupăzel o mână de ajutor. Eu? Niciodată! Da. Pupăzel! Te-ai zis la uzeacă! Doar nu vrei să-l iau acasă ca să nu închid un ochi de el. Și eu ca eu. Dar dacă nu închide nici măsa lui Gogoașe, aia o să... Eu știu ce vrea să facă aia. Păi doar nu vrei să-l iau acasă să nu închid un ochi de eu. De eu. Bă, du-te, chemați și voi pe Gric. Lasă-mă, stai puțin că e... Plus că poate crede că e copilul meu. Și atunci o să-mi ceară chirie cum ia cel lui Mărlanu pentru aia, Fisa. O știu pe aia. Păi doar nu vrei să-l iau acasă să nu închid un ochi ca el, de el. Bine, am uitat și mărul tău de te vomblezi. N-ai convins, ce? Da. Cu cine-ți va copil? Singur? Cam încercat, dar cum în asta mănânc, nu pot să... Zi-mi, îl dai? Nu ți-l dau, mă, de dracu. Nemernicu, bine v-am dat, mi-e bine! Alu, nealu! Copilul!
nu terminați. Matescule, ați găsit mama copilului? Bine, Vanda mea. Bine. Plânge. Cum a... Ia uite cum se umflă. Duc duminica pe stadion să-l vază ăștia la meci, la spectatori, că trebuie să știe vreunul pe măsa. Ia uite, a vezi când îi bubuie cap. Vino, tati, să arăt ce mai mult ce fac eu. Hai, vino cu auzi. Hai, vino. Vino în partea asta. Uite, așa ceva fac eu. Așa am crescut-o și pe ea. Așa ceva mama lui Gogu. Ia uite. Și seamănă. Da. Corect. Iar ai anticipat bine. Numai că... Ce-am făcut? Ia zi-mi, că nu ai știu ce-am făcut. Ai anticipat bine. Faci tu, ți-ajunge pupăză. Șeful, dacă studioul e mic, e și audiența mică. Dacă vrei să fac rating mare, eu trebuie să invit maneliști și aia vin cu toată șatra. Deci le trebuie spațiu. Sau trebuie să invit nebuni și aia vin cu infirmierele și cu electroșocurile după ei. Deci trebuie spațiu. Și ca să fac audiență, trebuie să invit parașute. Dumneavoastră știți cât e o parașută desfăcută? Ok, m-ai convins. Pe bune? Da. Închiriază-ți un alt studio și-ți mut sculele acolo. Super! Super! Stați un pic, adică... Eu să-mi închiriez un alt studio? Da, cine pupăză? Că e interesul tău să faci audiență ca să câștigi mai mulți bani. Da, ca să câștigi, mă, băiatule, trebuie să investești. Asta e regula în capitalism. În față și tu odată, ce naiba, că de atâta timp tot... Mă vezi cum... Vă văd, șeful, că eu vă văd! Dar cu ce bani, că e criză, șeful! Cu bani puțin, pupăză, că s-au ieftinit chiriile acum, că e criză, zi mersi. Mersi. Dar eu mă refeream că eu n-am bani, n-am bani. N-ai bani? Mai strâng și tu cureaua un pic. Ce să strâng, șeful, că nici curea n-am, nici uitați-vă, am doar o gaică și mai am o gaică și... Trec o câte găci. Plânge după banii de mere. Din șase. Chitră. Ah,
pomerele! Întreabă Godacu, că de obicei la Godac și-a de mărungură. Hai să-i chirta, Vladiule, că n-am mâncat nimic din frigider. Excepție două mere care era găunoase stricate. Aha! Deci tu mi-ai mâncat merele! Bă, nu o să zici mersi că vă fac curat în frigider sau să-mi put alea pe acolo, tu te răgnești la mine. Să vezi să te curăți una că te mai atingi vreodată de mâncarea mea, mă! Păi mereu, uite-mă că te găsești de dracii! Bă, ce vreți, nevaza Afrodica împreună? Și tu termină, dracu, cu schizofreneala, păi ce? Ai dat în dambles pentru două mere, bă? Ai dat în... Da! Că eu când sunt nervos, rod mere, mă, nu știai? Este roz... Dar de ce ești nervos, mă? Treaba mea! Treaba mea! Bă, prost eu că n-am menținut regula aia cu fiecare mănâncă ce-și cumpără! Dar las! Că se reintroduce începând de azi! No, că ești nervos cu nervii într-un mare fel. Exact! De mâine, austeritate, nene! Strângeți toți cureaua că eu nu mai dau un ban în casă! Că trebuie să investesc în studio! Mâncăm ca pe vremuri în armată! Cu porția, mă! Dar eu n-am curea! Eu plus că pe vremuri în armată eram șef, mâncam cât vroiam. Acu s-a întors roata! Acu eu sunt șef! Marș și ia merele pe care le-ai mâncat! Hai, mă, înțeles să trăi! Hai! Dă-mi bani! Păi tu ești surd, n-auzi să nu mai dau niciun ban în casă! Executarea! Înțeles să trăi! Unde-i piața? Foarte bun, bă, pupus. Nu râde, nu râde că-i valabil și pentru tine, mă! Hai că te găsește, draci! Bună ziua, sunt avocat Izabela Turuială și reprezint comunitatea chinezilor din România. Oh, doamnă, mai ușor vă rog. Ah, mă scuzați, defect profesional. Ah, sunteți vocea aia de la reclamele la medicamente, nu? Nu, doamna prefect, eu sunt avocat, așa cum v-am spus adineauri. Da, credeți că am înțeles ceva din ce ați zis? Numele meu este Izabela Turuială, sunt avocat și reprezint comunitatea oamenilor de afaceri chinezi din România. Eu mă cucu, îmi pare bine, dar nu arătați deloc. Păi nici nu sunt. Am venit să reclam condițiile precare în care își desfășoară activitatea comercianții chinezi în anumite complexuri comerciale din București. Îmi pare rău, dar să știți că asta nu intră în atribuțiile prefecturii. Ține de primărie, așa că vă rog eu, mergeți un etaj mai jos și faceți scandal acolo. La domn primar. Bine, oricum, vă mulțumesc. Dacă vreți, o sun eu pe secretara dânsului să vă preia. Da, ok. Mulțumesc de ajutor, oricum. Betty, vino până la mine, că-l caută un avocat pe domnul primar. Poftiți. Nu. Asta i-o dați tot domnului primar, pentru că eu sper să țineți legătura cu dumnealui. Îi dau și dânsului. Asta este special pentru dumneavoastră, pentru ajutorul acordat. Aveți intrare gratuită oricând. Asta mi-l trimite pe Van Damme la gheișe? La desmăț? Apoi, dacă sunteți așa galantă... Nu eu, comunitatea, patroanei mele, nu-i place să rămână îndatorată niciodată. Păi atunci vă rog frumos să-i spuneți matroanei, patroanei, că o să mă ocup personal de problemă. Păi n-ați spus că nu e de competența dumneavoastră? Ei, tocmai mi-am dat seama că este. Chinezii sunt persoane străine, deci problemele lor țin de guvern, adică de prefectură, nu de primărie. Plus că primarul, știți, e soțul meu și rezolv orice cu el. Am venit, domn. Ieși! Așadar, luați un loc și vă rog să-mi spuneți ce probleme sunt. Ok, mulțumesc. Nu mai mănânci, iubita? Nu. Doar știi că sunt la cură. Ce vrei, să ajung ca ăsta? N-ai cum să ajungi, că mai întâi trebuie să scoți creierul. Dar pot eu să continui dacă tu nu mai mănânci? Sigur, chiar te rog. Mulțumesc, mămica. Ce te uiți, tăfologule, cu ochii de godac? Ce te optiști, că eu am iubitică suplă? De! Nu vrei, mă, să-mi pași cu
cel mai bun prieten al tău. Dar ce ești cu cel mai bun prieten? Cu camaradul tău, bă, că noi am fost camarazi, bă, în armată, mai ții minte că am ajuns să-mi cânca în armată. Pas că-i bine, tăforogule. Macar să redevenim suplica atunci aia. Păi împartă-și cu mine, dă-te dracu, să te grași. Stau un pic, mă, să o încălzesc, mă. Sunt cam rece, e păcat să te dau așa rece. Imediat. Bine, câine, să dea dracu, dacă mi-o găsi o gagică care mănâncă mai puțin ca asta. Să nu ziceți mie. Idiot? S-a mai uitat că dacă aduci pe cineva în casă, te pune baba să plătești chirie. Era dracu de viață. Vandame, am aici o petiție a imigranților chinezi. Băi, eu zic că trebuie să le oferim și lor niște condiții decente de comerț. Știu de ce, dragă, știu. De unde știi, dragă? De la Betty. Ne simți aia tras cu urechea, nu? Nu, de la ea știu. Ling? Ce lingi, mă? Ling? Ea este Emma Cucu, prefecta capitalei. Închintate. Da, eu. Poftim. Vă mulțumesc, o duc la registratură și mă întoarce. Și se întoarce. Cum a ajuns, mă, asta aici? A trimis-o una turuială. Idiota, n-ai, și am spus, mă, că rezolv eu. Ce să rezolv tu, că nici măcar nu e de competența ta. Dar stai, care competență? Să dea dracu să accepti masajul ăla. Ce masaj distrofico? Păi ce, mă, nu ți-a promis șpaga un masaj? Aha. Ah, ba da! Un masaj de la erotic! Nu! Tailandez! Păi, dar ele sunt chinezi aici! Cu multiple finalizări! Te oftici? Da! Atunci degajează terenul, că trebuie să primești paga! Hai. Acum? Acum? Eu nu-ți recomand să-l faci, că nu e sănătos! S-ar putea să orbești! Treaba ta, eu ți-am zis! O să orbesc și nu o să te mai văd! Secetei jegli abia dacă mânca o dată pe zi și atunci o mână de orez. Vezi, mă, n-are cu zapatești mai rău, ar trebui să-l apreciez pe popăză, bă. O jegli de-asta mi-ar trebui și mie. Păi jegai, liz mai trebuie. De unde dracu erau eu o chinezoaică? Știu, din Europa. Nu merge, că acolo totul se dă la bax. Mie trebuie doar una. Să-i pun praful înapoi pe birou? Tu erai, fată. Unde e chinezoaica? Cine? Aia cu hârtia. A plecat de mult, doamnă. Și Van Damme? Și dânsul. Păi te-ai lăsat să plece împreună, inconștient-o! Dar ne-au plecat împreună, doamnă. Domn primar s-a dus până la vilă ca să... O fac în vilă, nemernicul, ca să nu mă duc eu peste el la salon. Mărlanu Ferdinand, președinte de club și acționar DGS. Taci! Uită-te prin casă și zi-mi dacă a venit Van Damme cu o chinezoaică. Chinezoaică? Da, una de aia care are ochii oblici, prostule, mâncătoare de orez. Van Damme se știe cu chinezoaice? Fă ce ți-am zis eu și nu mai trage de timp, că vin acolo și-ți fac ochi de chinez, mă! Nu-i niciun Van Damme în casă. Bine. Când vine să mă anunți instantaneu. Ai înțeles, bă? Da, să trăiți. Mersi, doamne. Să trăiască, domn primar! N-am, Mârlane, că tot criză e. O, bă, disperat, te-am sunat să salvezi fondul, nu pentru bani. Da, mă rog.
Dacă vrei să dai ceva pentru informația următoare, nu te refuzi. Vezi că a aflat tema de chinezoaica aia cu care vrăjești. Eu zic să trimiți la mine că... Vandame! E adevărat ce am auzit, șeful? Vă apucați de masaj? Cine ți-a zis? Doamna, să știți că și eu știu să masez, că am făcut un curs de 3 luni. Și mă gândeam că dacă vreți să nu mai cheltuiți banii aiurea și să nu mai pierdeți timpul pe drum... Betty, nu mă apuc de niciun masaj! Sunt sănătos tun, alții sunt bolnavi! Ia asta de aici, altceva mai e? Nimic. Băi, inconștientule, e maștie de chinezoaică. Eu chiar vreau să te ajut, așa, dezinteresant. Nu faceți masaj, a? Treaba dumneavoastră, irosiți-vă banii aiurea. Păi ce, băi, îi dai și bani? Băi, idiotule! Idiot ești tu în cazul ăsta. Că la ce foame are în glandă chinezii, cu o mână de orez rezolvai cazul. A zis și la teleciclopedia. Ia zi, când te vezi cu ea? Mârlane, nu mă văd cu nicio ea. N-am treabă cu nicio chinezoică. Bun, păi dacă n-ai treabă cu nicio chinezoică, înseamnă că poți să-mi faci lipeala mie. Nu? Hai că te cinstesc. M-a exasperat. Ia, sună-ți-o și lasă-mă dracu' în pace. Păi, mersi, mă. Și acum că te-am scăpat de problemă, nu faci tu cinste. Mârlane! Bine, m-am înțeles, dar poți să-i zic că viu din partea ta? Mârlane! Vezi că te repeți. Intră! Sărura! Eu, să știți, eu sunt un important președinte de club de fotbal. De fapt, sunt cel mai important și eu pot să vă ajut să vă rezolv problema mai repede ca domnul primar. Chit cu asta, chit cu asta. Dar nu-i vorba de bani, ci de lucruță, dragă, că eu am bani, că sunt dita mai... Aici e vorba de dragostea mea față de cultura chineză. Față de Ying și de Yang, față de Feng și de Shui. Et ca etera, et ca etera. A, mulțumesc, dar eu nu am școala asta mult. Eu am doar două facultăți. Lasă, dragă, că și eu am 3. Cu ale tale două facem 5, o universitate. Ha, 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 ha. Plus că eu nu sfințos, eu ies și cu de-astea mai proaste. Să ieșim? Unde să ieșim? Unde să ieșim? La o clijmă, la o cafea undeva, să facem un plan de redresare a comunității voastre. Dacă este pentru comunitate, cu plăcere, dar numai pentru comunitate. Pentru comunitate, dragă, că ți-am zis că iubesc cultura chineză. Long life Kim Il-sen! Amandela! Deci, stai... O cafea, plus o bere, nu că nu mi-ajunge și de bere, iau numai bere, mi-au mie bere și ia să uită la o cafea la masa de alături, sau să iau o cafea să mă uit eu la bere. Intră! A, boss, ce faci? Ce faci, Suțu? Nu-ți mai ajung banii să-ți cumpere revista cu amante? Nu, bine, făceam un fel de calcul așa la ce mai am eu pe buzdare, că vreau să scot o fată în oraș. Bă, mie să nu încerc că e criză. Nu, șeful, că ies cu o chinezoaică, astea nu-i pretențioase, nu cere de mâncare, că am văzut eu la Planeta Maimuțe, ăsta, la teleciclopedia. Cu o chinezoaică? Dar cum n-ai ba s-a uitat aia la tine, mă? Uite așa. Mi-am pus și albul în aplicare, șeful. Că farmecul ăla irezistibil, i-am sucit capul. O jumătate a mers cu capul așa. A zis că o ajut cu niște spații de-astea comerciale pentru prietenii chinezi. Au nevoie de spațiu comercial? Păi și de ce nu-i chem la tine, mă?
Unde șef aceea în birou nu cape că e mulți, plus că ăștia se cotărcește ca șoareci, se mulțește. Păi vrei să călcăm numai pe de-aia mici galben pe aceea? Măi, Mârlane, măi, avem atâtea dependințe libere, poți lejer să le faci, mă, spațiu pentru depozite, înțelegi? Și tarabele le pui în fața stadionului, mă, ca să aibă vad. Ești genial, boss. Dacă îmi dădeam ea asta, păc... E, nu, că cu asta chiar o dau pe spate. O dau pe spate. O să facem aceea un fel de Europa 2, șef. Dar ce ai zis că 2? 1? Că nu... Și 1 și 2, amândouă le facem. Și facem și uie. Adică uie să fac ea, că eu... Șef, mă duc să semnez contract. Nu, lasă-mă, Mârlane, că semnez eu. Tu te rezumi doar la chinezoic. Adică... Bună ziua! Am venit să vă mulțumesc pentru rapiditatea cu care soțul dumneavoastră a rezolvat-o pe clienta mea. A rezolvat-o deja? Da, și a trimis-o la Mârlanu. I-a dat-o și lui ăla? Și nemernicul se făcea că nu știe nimic. În omor! Ce omor? Dacă aveți nevoie de apărare, contactați-mă. Am prețuri promoționale. Fițar Joco, păi nu, Fițar Joco al dracu pe păză. De la degete. Da! Ața de la degete. Băi, ața la degete? Așa. Ce ți-am zis tu, nemernicule? Ce ți-am zis? Dar nu a fost aici, jur, uite, să mori dacă te mint. Păi chiar o să mori, mă! Vă arde de menajă a troa, a? Sau cum dracu i-o zice în chineza? Dar n-am făcut nimic, femeie, calmează-te, că eu doar m-am întâlnit cu ea ca să facem angro. Păi eu ce dracu zic? Să faceți angro ca disperații, ca perverși și la grămadă, nu? Zi-mă, zi! Auzi, nu mai bine îi lași tu să se prostitueze în continuare și îmi dai mie adresa chinezoicei ca să ți-i filmez. Corect, e o idee foarte bună. Dar cum ai imaginile, mi le trimiți, da? Da. Și tu, godacule, dacă sufri o vorbă, te asomez, mă! Asta ca să nu uiți! Mă, ce noroc am! Bă, Lechiniță, sper că ai vrut adresa doar ca să... Că dacă te dai la gagică, mai... Stai, mă, că vreau doar să o invit la mine în emisiune cu familia! Că sigur sunt câteva sute și în felul ăsta își dă seama și șeful ce studio mic am. Stai că și eu ce degete negre ale să lasă, stai să dau telefon. Dă la tine că mi l-ai strâns de pune. Șase. Dai să... Alo? Bună ziua! Cu doamna Ling, vă rog. Mă, nu mă arătă că... Mă scuzați. Am o surpriză pentru tine. Ia uite, ca să scapi de grija zilei de mâine, pentru totdeauna. Da, să știi că m-ai mâhnit adânc. Cu ce? După tot ce am făcut pentru poporul tău, prieten și vecin, m-am și bătut, uite, cu vreo 3.000 de bodyguards. Dar ce zic că 3.000? 300, vreo 300. Era unul mai mare, așa, mai hoșmalou, dar m-am bătut cu el când a auzit că vreau să vă iau de acolo, din angro, și să vă aduc aici la noi. Și a zis că-i spulbe la afacerea, că pentru voi m-a sacrificat. Și după toate astea, tu îți dai întâlnire cu pupa așa? Doar la emisiune. M-a invitat o să spună ce probleme avem, dar nici nu mă duc. Serios, Jean? Normal, se duce avocata mea. Ea știe ce trebuie să spună. Da. Serios? Da. Ling, tu mi-ești fidea. Ce e aia? Un orez mai lung ca un tăițel, așa. E... Păi, în condițiile astea, Ling. Nu mă înțelege greșit, dar cum vine întrebarea? Ling, te muți la mine? Ok, da, să știi că am multe valize. Dar n-ar nimic, le aduci și pe da să fie goale, să nu fie umplute cu colegi de-ai tăi, că ne certăm cu poliția. Bă, tu ești nebun? Pe cine interesează problemele de angro?
Stai, șeful, că nu vorbim decât puțin de angro. Și după aia trecem la en detail. Că fata este expertă în masaj erotic. Și dacă o primim, după emisiune, o să ne rezolve pe amândoi. Dacă mă înțelegeți unde bat. Sigur? Hai, șeful, ce naibii? Păi dacă a făcut-o și cu Van Damme și cu Mărlanu. Van Damme și cu Mărlanu. Da, dar ne rezolvă separat, că știi că mă înhib. Normal. Dar dumneavoastră primul, că fata trebuie să fie odihnită, că pe dumneavoastră vă știu fiară. Hai, nu feeling go, că nu primește al studio. Fiară. Adică bou, dracu, ce ești. Hai, lasă că mai vedem noi diseară. Da, e bine. Ah, sărbărășițele poftiți. Vai, dar ce de bagaje. E marfa pentru standu. Da, eu v-aș ajuta cu mare plăcere, dar măcar doare spatele. Oh, te doare spatele? Te ajută eu. Te ajută eu. Am tras o bătaie cu aia la mol, când a venit, a intrat peste. Și de acolo, de-aia nu pot să-l zic. Ce-i alea? Acupunctura. Trece durerea imediat. Eu cu asta mă ocup. Doamnelor și domnilor, reprezentanta comercianților din angroul Europa! Bună seara! Avocat Izabela Turuială. Da, dumneavoastră sunteți... Da, eu. Da, nu păreți. Toată lumea spune asta, da. Ce? Dânsa e pupăză? Da. O vreau. O vreau cât mai mult la prim plan. Că de bine. La pauză o aduci la mine, da? Am auzit numai lucruri frumoase despre dumneavoastră. Sunteți foarte capabilă, ca să zic. Vă mulțumesc. Dacă aveți nevoie de serviciile mele, puteți apela cu încredere. Acum. Domnule! Și dacă mă rezolvi zilnic, îți fac emisiunea ta proprie la televiziune. Avocatul popoului. Asta la poporului. Scuze, când mă excit, mă bălbâi. Domnule, ce faceți? Rămâne chiar așa. Nu sunteți în mână astăzi? Să vă sun altă dată? Da, chiar mâine, ca să afli data procesului de hărțuire. Mitocanule! Asta chiar e avocat. Pupăză! Nu că te-ai săturat? Nu. Eu da, iubi. Vrei tu? Da. Mulțumesc. Acum chiar că te-ai săturat. Hai de să... Văd că ție nu prea ce foame, că de cam aici. Dă-mi mie, că mie mie. Ce? Zepelinule, să te pregătești cu chilia. Ce chilie vreau, dau dracu, ieși pe afară, fomișto, că te găsește, dragi, ieși! Mă lasă aici! Nu mai ești iubitorul poporului chinez? Nu mă mai simt, îl urăsc, îl sunt dușmanului, sunt ziua unul care omor poporul chinez. Tiananmen. Sunt Tiananmen, frâi, ieși că te găsește, dragi! Nu te dai ție! Cine e la Tiananmen? O piață, Mărlane. Păi te omor în piață. Să nebunesc. Ce prețuri aveți, mai China, de bănci așa? Ce-ai făcut, mă, idiotule? De ce ai dat-o pe afară?
Dar n-am dat afară, șef, am dat afară, ba, de la mine din casă, nu știu de aici. Da, mă, da, n-am înțeles. Dar e proastă. Pregătește-te să te lansezi în construcții, mârlane, mai precis, în fundație. Ai grinda, șeful, se numește în grindație, care... Josef, au... Tocmai ai distrus lui Vârlavu o afacere de sute de mii de euro, mă. Pe ce faci? Ești invitată? Nu, eu sunt gazda. Hai, lasă-mă. Cine ți-a zis fie chestia asta? Eu. Că trebuia să scap de proces, pupăză. Păi da, și eu de unde e miceful? Din noul tău studio, pupăză. Mi-ați făcut studio nou? Da. E, ați văzut, șeful, că ați înțeles că până la urmă se impunea să am și eu un studio nou? Thank you. Bună seara, doamnelor și domnilor. După cum vedeți, din această seară vom emite în direct și sunt convins că și în reluare, dintr-o toaletă. Ca să subliniem situația de rahat în care ne-a adus clasa politică. Așadar, începând de astăzi, ne transformăm din televiziunea poporului în televiziunea popoului. Publicitate. Te rog. Elatonic, te rog. Treaba mea, mă! Bă, prost eu, mă! Prost eu, că n-am ieșit în regula aia cu cine plătește, mănânc! Nu, 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 hai la fel. Da, da, prost, prost, prost! Prost, da! Este rog. Dar de ce ești nervos, mă? Dar de ce râs când mă întreb chestia asta, că eu sunt nervos? De ce ești nervos? Mere. Am zis mere, ce... Mărlanu Ferdinand, președinte de club și acționar DGS. Taci! Uită-te prin casă și spune-mi dacă a venit Van Dan cu ochii năzări. Mai precis, în fundație, mă. A, în fundație. Că tocmai ai distrus lui Vârlavu o afacere de sute de mii de euro. Pregătește-te să lucrezi în fundație. Puțin. Fundație. Te puțin.
Ce faci, mă, aici? Mă culc, nu se vede? Pui aici? Da, că s-am frazat cu Afrodica. Ce ești, mă? Șucărit, certat în engleză, vai de capul tău, tăfologule. Păi ce credea trânseana că poate să șadă cu fundul al ei sesi și apetisant între două luntri? Adică trebuia sfrăjească cu mine și cu șeful în același timp, oricare din șef ar fi. Cum adică, bă, ea să vrăjește cu șeful tău? Așa mi se pare. Că dacă n-ar vrăji și eu aș fi alesul inimii ei definitiv și irevocabil, păi atunci ar trebui să facem și noi niște chestii, niște treburi. Adică tu n-ai făcut nimic cu ea? Păi dacă nu vrea, fonfăitule... Nu vrea din gură, fraiere. Ce are, mă, din gură? Taci, taci, că ești obosit. Da, dacă te pui pe treabă, ce ai vrea, mă, să sară ea pe tine, să pară bagaboantă? Cam o sală gogoasă. Vorbești de mine cumva? Nu mă trece. Ioret, întoarce-te înapoi la Afrodita în dormitor, că n-am chef să dormim cu baba din cauza ta. Așa, mă, ia du-te la gagică ta, mă, că dacă nu mă duc eu să sar pe aia să o violez. Am auzit cumva cuvântul violez? Nu mă trece, n-auzi. Să nu care cumva să te prind la Afrodica, că te găsește dracii. Păi atunci du-te tu. Neț, dacă mă dorește să vie trânsa să mă cheme. Și noi unde dormim, băi, inconștientule? Habar n-am, fofăitule. Mergeți, bă, la Teo. Și așa are o daie liberă. Și are și cabinetul. Și îmi pare că e și neconsolată. Ateciule! Stingere! Că a pus oarele de mult. Dacă nu vă mișcați, bă, iute, ce-ți vă fac? Așa vă trebuie. Ce crezi, bă, acelea în pat? Cu ce cat, mă, culc? Păi du-te, bre, la mă, nu ai zis că te doare șetica, nu dormeai pe jos? În seara asta vreau să dorm pe moale, pentru că nu mă mai doare șetica. Dar asta nu înseamnă că nu pot să mă masez. Hai, bagă! Nici într-un caz, bre, păi ce să... Ce faci, mă? Lasă-mă în pace, bre, că... Ce faci, mă, mă lași determinată? Alo, Godahu, ceva masaj interes? Nu, bre, noi dormim doi jumătate de oră, mă, ta nu vezi. A, da. Bine, mă. Afrodita, îmi pare rău de ce am zis, dar am fost gelos. Mă ierți? Știu, mă, fraieruțule, treci în coace. Afrodita. Am trecut pe la tine să văd cum mai ești, dacă ți-ai mai revenit, dacă... Mi-am revenit. Cum să-mi facă mie una ca asta, Gogoaș? Zi, tu meriți eu una ca asta, zi! Cum să... Ah, ce nemernic, ce nemernic, măi, Teo, da... Eu n-am înțeles niciodată cum o femeie așa de atrăgătoare, de gingașă și de sensibilă ca tine a putut să se îndrăgostească de o chestie așa ca gogoașă. Avea ceva special, mă. Avea o naivitate frumoasă. Era ca un copil mare. Adică infantil, corect. Și corobora cu faptul că era și bocciu. De asta era un lucru bun, să știi. Că bărbații atrăgători sunt infideli. Dar și acum mai sunt și deștepți, n-ai nicio șansă să-i prinzi atunci când calcă strâmb. Cocoașa era exact ce-mi trebuia. Unde mă găsesc eu unul ca el? Măi... Păi, mai tău, mă, păi ai căutat? Auzi... Să știi că fiecare bărbat are naivitatea lui. Și să știi că nu toți bărbații frumoși sunt și infideli. Eu, de exemplu, nu sunt. Frumos? Infidel, dragă!
Auzi, nu vrei să rămân așa câteva zile la tine ca să te consolezi, să ai și tu cu cine schimba o vorbă, să te destinzi puțin, că ești un pic cam stresat rău de tot. Pupă-ză, ești foarte drăguț. Dar nu vreau să-mi iasă vorbe, că dacă se întoarce cocoșică și... mai pa! Mamă, ce nebună! Ah, umflat idiot! Asta nu mă lasă să trăiesc nici în lipsă! Ce cauți, mai? Ce cauți aici? Am venit să întreb dacă poți... Dacă pos... nu mă las consolată de tine, nu, mersi, știu. Nu, drag, am venit în interes medical, că eu nu știu că sunt pacientul tău. Ai fost, Mârlan, ai fost! Și o să mai fiu, că de câteva săptămâni, de aceste săptămâni, de câteva zile, de aceste zi de ieri, am așa niște atacuri de panică. Ai, lasă-mă! Amintesc că de taie ăia din vila de Crăciun? A trecut Ignatul, Mârlane, ai scăpat și anul ăsta, gata! Fă mișto de mine, ironic, bate joc, că așa o să-și bată și Dumnezeu joc de tine. Dar ce zic că o să-și bată? Chiar își bate? Că de-aia nu ți-l dă înapoi pe gogoașă. Mă rog, dacă nu fii oale și ulcele. Nu, copii! Atunci vorbește serios cu mine, că și panica mea tot serioasă e. Eu de câteva nopți am niște coșmaruri teribile. Să faci că... să... niște suporteri mă aleargă ca să mă bață. De ce? Ca... de ce? De ce? Ca... că am pierdut campionatul. Mârlane, echipa ta nu era pe ultimul loc? Păi eu ce zic, am pierdut campionatul, că a rămas pe ultimul loc și mă aleargă să mă bată. Păi ce credeam, mă, că o să câștige vreodată? Nu, dar tot vrea să se răzbune, că așa e suporterii, violeți. Da, violenți. Zi-mi ce mă fac. Mârlane, e doar un vis. Du-te acasă, nu te mai gândi și o să-ți treacă. Hai! Auzi, dar nu poți doar la tine să mă monitorizezi? Asta era. Dispar ca pacient! O să mă omoare suporterii care când o să mă... O să mai pe cunoștință, treaba ta, că eu o să mă îmbătaie. Am eu norocul ăsta. Auzi, Chiorete, să presupunem că aș vrea să fiu și eu ca polițiștii. Nici într-un caz, că tu n-ai date de polițist, bă. Da, mă, da, știu, eu sunt prea inteligent, dar... Păză, tu care cumva mă faci prost? Nu, mă, nu, cum să te fac eu prost? Tu ești excepția care întărește regula, bă, Chiorete. Da. Păză, tu o faci proastă pe Afrodica? Nu, mă, nu, că ea e excepția la excepție. Adică, da, tași naibii din gură și lasă-mă în pace ca să pot să spun și să-ți explic ceea ce vreau eu să spun, ca să înțelegi. Am înțeles că doar nu sunt prost, cum crezi tu. Adică tu vrei să fii prost ca polițiștii. Exact. Sau, mă rog, nu neapărat ca polițiști, mă, să fiu doar așa, prost, pur și simplu. Adică să am o privire senină și odihnită, bă, chiar. Senină și odihnită. Dar de ce, pupăză? Ca să... Că mă destresează, mă. Mă destresează și nu mai încade părul, bă. Păi nu-i cam târziu, bă, pupăză, pentru... Adică dacă eu am claie de păr în cap și în șa de vulvoi, înseamnă că-s prost? Te mai lasă, mă, naibii, pace, că aici nu e vorba de tine, Chiorete. Este vorba de mine. Zi-mi cum să fac ca să par prostănac. Păi întreabă-l pe Joana, nu pe mine. Sau ia-ți un model și copiază-l. Dar nu pe mine, că te găsește, draci. Adică, pe mine oricum n-ai cum să mă copiez, că eu sunt isteț. Că doar așa mi-ai spus tu, nu? Da, așa s-a zis. Băi, doi? Bă,
tu ești idiot? Ce mai întreb, mă? Nu vezi că dorm? Dacă dorm, de ce mi-ai răspuns, mă, inteligentul? Bine, mă, hai că dorm. Nu mai mă bateți! Ce-ai dracu de te răgnești în halul ăsta? Cine te bate, tante laule? Suporteri, tati, că am pierdut campionatul și peste tot! Unde ai sărit? Tu, drage, ce m-ai speriat? Ai avut un coșmar, tante laule! Bagă dracu cornul în perna și dormi până dimineață! Să te pui, dracu, să mă mai trezești încă o dată, că te bat pe cârcă și pe tine și pe suporterii ai tăi! Dar eu n-am nicio vină, tanti! Ei, n-ai pe dracu! Cine a adus echipa pe ultimul loc? Cine? Am trecut și eu pe aici ca să zic noapte bună. Mersi, dar de ce? Păi, e așa că i-am zis și lui Chiorete, i-am zis și lui tanti, i-am zis și la toți trecătorii de pe stradă și m-am gândit să zic și ție. Pupăză, n-ai nicio șansă să-l imiți pe Gogoș. Imit pe ăștia cu care mai cunosc eu, da? Nici pe Mârlanu. Ești prea isteț ca să faci pe prostul. Bine. Bine, uite, am venit să te rog să mă las să dorm și eu aici pentru că a nebunit Mârlanu. Ce, mă? Mm-hmm. Se trezește noaptea urlând că-l bat suporterii. Pe bune? Păi, ești sigur că nu se preface? Cum naiba să se prefacă? Păi dacă miroasea bătrână că o trezește din somn degeaba, îl bate cât toate galeriile din țară la un loc. Mă duc să pun pijama? Nu, geaca. Dar nu e frig aici. Nu e frig aici? Dar e frig afară, că pleci, hai. Păi și Mârlanu? A, pe Mârlanu să-l trimite aici acum la tratament. Acum! Teo, să știi că și eu am coșmaruri. Mă leargă sponsorii, mă. Că nu fac audiență și le pierd bani. Pupăză! Ți-am mai zis, nu mai imita pe Mârlanu că nu-ți iese. Hai, Valea! Aș mai nebunit? Eu nu, dar suporterii, da? Nu le ajunge că vor să mă bată, vor să mă și omoare. Ca pe Baros, când a fost cu pariurile. Stai nemișcată, că dacă le aud, să... Dă-i și pe ăștia. Ia până, dă pe mine! Și eu dacă îl pun la punct, mie că se lasă cu spitalizare. Că sunt un car de dragi din cauza lui Gogoașă și a hormonilor. E de datoria ta să previi incidentul. Băi, Teo, eu știu că e de datoria mea, dar eu fără de Afrodita nu poți să viu. Păi ce vrei, să intre la gânduri în tomnă acum că ne împăcarăm? V-ați împăcat? Da. Dar iată, îți dau o soluție. Cheamă-l-ai pe Pupăză, că la vine imediat, că l-a exasperat baba cu avansurile ei și abia așteaptă să doarmă și el liniștit. Mă rog, dacă se poate spune liniștit, cu tine și cu Mârlanu călărindu-vă. De asta vrea el să doarmă la mine. Și eu care am crezut că l-a apucat compasiune. Hai să vedem care pe care, că noaptea asta ne bate mai devreme. Mersi de găzduire. Pentru puțin. Da. Dar ce caută asta aici? Dar tu ce cauți aici? A venit să te apere de suporter, Mârlane. O să vă apărați reciproc. Da, reciproc. Hai, noapte bună. Dar pe tine cine te urmărește, bă, de ghiniță? Sponsori, te oftici? Sau numai tu ai voie să fii urmărit? Bine, de ce pe astea? E las că vedem noi care e mai tare. Sponsorii tăi sau suporterii mei? Ah.
Să te aveți să horcă-i cap. Tu horcă-i, uflatule. Ba tu horcă-i, idiotule, că eu-s treaz. Și eu, mă, sunt treaz de la 8. E 8 deja. Am uitat de suporteri. Băi, mă, să nu vezi că ești penibil. Tu visezi treaz? Băi! Ce mai zici, bă, să nu mai răgnești când dorm eu? Băi! Ce dracu să oftezi? Pupăză! Să nu zici că te alergă și pe tine suportele lui Mărlanu, că tu... Baba, e dincolo! Da! A, tanti, da, știu, eu i-am dat drumul. A zis că s-a obișnuit să doarmă cu voi și... și i-am dat drum. Și da... Vrei să o facem să se întoarcă aici? Dar cum? Și nu numai pe ea, dacă am putea să o împătricăm și pe Teo să vie și ea încoace, ne-ar rămâne numai nouă tot apartamentul. Știu. Vreți să vă zic adevăratul motiv pentru care am venit eu aici? Da. L-am aflat, pupăză, te-ai săturat să dormi cu tanti și ai inventat o poveste ca să poți să vin cu acea și să faci nu știu ce... Ba nu! Am fugit din vilă de frica fantomii lui Gogoaș. Ce, mă? Ce fantomă? Mai știți când v-am zis că l-am văzut pe Gogoaș în casă? Eh? Aia era fantoma lui! A cui? De unde știi? Pentru că... Pentru că a văzut-o și Mărlanu într-o noapte când l-au trezit suporterii. Nu, mă? Ce fantomă? Ce fantomă? Da! Da, am văzut-o eu, că ba chiar m-a ajutat, că m-a scăpat de ei, că a venit către ei, așa, și a făcut... Și a speriat și au fugit. Cine a fugit? Eu de ce n-am văzut-o, mă? Mie de ce nu mi s-a arătat niciodată? Eu sunt mămița lui! Pentru că e frică de matale, bre, ca să nu-l bați. Ce praf ești, mă? Cum să bați o fantomă, mă, că n-ai cum să o atingi, că e imposibil! Explică-i asta lui Gogoșică, nu mie! Păi ce, poți? Mai apare? Cred că da, da. Pentru asta trebuie să vă întoarceți înapoi în vilă și să pândiți. Că doar acolo se arată. În fiere! În fiere! Vin și eu! Mă, unde plecați? Hai, mă! Unde? Zi-mi zi că a plecat alea, că acum stai și noi liniștiți. Mă, Lăne, tu ești idiot? Da, de ce întrebi? Păi nu trebuie să faci pe fantoma, că dacă se duc în vilă și nu văd nimic, se întorc înapoi aici. Deșteptule! Păi de ce-ți fac eu pe fantoma? Pentru că ești gras, mă, ca defunctul, ca Gogoașe, că era gras. Eu nu pot să fac pentru că sunt slab. Dar ce are, mă? Le zici că ai slăbit pe sistem nervos. De dorul lor. Eu vreau să plecăm, e frică de stafii. Stai, n-ai viață,
Chicago e prea târziu. N-ai auzit că trebuie să pice din moment în moment? Ce vrei să o speri? E la voastră? Dar cine, bre? N-ai văzut cum s-a lovit întălăul? Păi mai e altul la fel de prost ca el? Mărlanu! Corect, da. Mărlanu e aici. Unde? Uite-l! Prefer să stau aici, că și mie mi-e frică de fantome. De ce ai fugit, întălăule? Am crezut că mă atacă Teo, n-ai auzit strigătul ăla de luptă? Că, Afrodita a țipat de frică! Păi și-o dau să știu ce o văz până ce ajam, ce... Da, n-ai din coace, că decât să te las pe tine... Hai, mișcă dincolo! Degeaba, făi. Eu cred că nu era nicio stafie. Îți spui eu ce era. Era tăntălăul ăla de Mărlanu înhăimurat cu un cearșaf deasupra ca să ne sperie. Dar știu cum facem. Îl pun eu pe Chiorită și îi învoce în spiritul când o fi toți de față. Și dacă nu apare, e clar că-i țeapă. Tanti, da, eu pot să lipsesc, că jur că nu pun niciun cearșaf pe cap. Tanti, da, eu pot să lipsesc. Și te mai lauzi că ești dita mai polițista, țăvnoasă. Îți spui eu ce ești, ești mămăligă de fiartă. Și te mai și plătim să ne aperi. Spirit de cocoșar, garniță mergătoare. Ce? Reiau. A venit? Taci. Spirit de cocoșar, garniță mergătoare. Fătălău, mămicii, îți cer să apari! Stai! Ce mai e, măi, pupăzel? Pe mine nu vreau să mă vadă că... că ai datorez bani! Lasă-l, lasă-l, că așa nu-mi poate să limite pe Costeluș! Că ești în fie de uscat, nu l-ai văzut? Hai! Reiau, pentru și ultima dată! Gogoașe! Gogoașe, apar naibii odată! Eu trebuie să mă duc la veciu, că mă strânge vesica. Ia la început, hai! Gogoașe, dacă mă auzi, arată-te! Gogoașe, dacă mă auzi, arată-te! Arată-te, Gogoașe! N-apare, tanti, e viu de lămăsa! Mă scuzeți! Nu mai ce. O să apară, dar să vezi că o să ne distrăm. Că tu ești, idiotule! Gogoașă? Care ești? El e! Eu sunt un prieten al lui! Nu mă... Cine? Toci! Și am venit să mă conving că iubita lui este așa de frumoasă precum susține. Că toci! Care este iubita lui? Eu sunt... Wow! Oh. Într-adevăr ești zână precum susține. I-ai zis că zână, Gogoșică? Te vreau acum! Vai, ce m-au stârnit porumbeii ăștia doi! Și nu zici că am făcut-o cu tot ce mișcă? Nu m-a costat finul! Vinul la bă, va cel șap sexos ce ești! Să vezi ce-ai pierdut pe lumea asta!
Ce demență! Bine că ne-am fost Afrodita, pacinea, că altfel... Deja ți-ai dat jos cearșeaful? E clar, dă viol, nu mai scapă. Viol? Păi de ce crezi că te aleargă Teoba să-ți dea mentosane? Bă, tu ești proș și mort. Clar e unul dintre ei, ca să o facă să plece. Hai, dracula, ce-i adus mintea. Mârlane, lasă vrăjeala că îți dau cu asta în cap. Yes, yes, mi-am învins frica. Yes. Ce ți-am zis eu, mă? Nu voiam doar să verific. Tanti, ce-am făcut? Știam eu că o să țină. Te-am prins de mâna! Mârlane? Da, eu. Tu erai sub... Sub ce femeie? Sub cearceap, nu face prostul cu mine. Și eu... Nu, că eu de-abia am ieșit în baie acum. Atunci asta ce caut aici? Ce caut? Se ținea după mine. L-am tras după fantoma lui Gogoașă, că eram curios să văd cum arată pe dedesul fantome. Te-ai întâlnit cu fantoma lui Gogoașă? Și încotro a luat-o? S-a dus în pivniță. Da? Mă duc, mersi frumos! Da, s-a duc, că ăla-i drumul spre lumea de dincolo. Hai că sunt genial, da, mă drag. Iubitule, de ce fugi de mine? Încetează-ne pe odată, că la greț spirit am văzut eu! Am plăstești unul chiar arător! Vino încoace, vino încoace, vino încoace! Vino încoace, ușor, ușor, iau încoace! Acum chiar că poți să fii o fiară! Că morții nu simt nici zgârieturile și nici mușcăturile! Cu păză nu ți-a ajuns cât ai pipăit-o pe babă, mai vrei? Spirit de gogoșar, garniță mergătoare, fătălăul mămicii, îți cer să apari! Nu, mă, ce naiba mai cauți aici? Mă, iar mă atacă suporterii! Oh, apucă-mi ia și picioarele în ele, suporte! Lasă-i naibii, că eu am treabă! Auzi, când ai dormit cu popăză, nu te ataca nimeni! Da, da, acum atacă! Și n-ai voie să mă dai afară, că încă sunt sub tratament! Bine! Du-te și culcă-te și dacă te mai atacă odată, vii să dorm cu mine, bine? Mă atacă! Mă atacă! Data viitoare când mă atacă, ți-a căzut asta. Teo, mă omoară suporterii. Ok. Deci ne-ai pierdut campionatul, nemernicule! Păi el! Mersi, băieți! Aveți o săptămână de tratament gratis! Yes! Și în plus, liberare la cabinet. Și dacă și-a de ceaci și mai ești neconsolat. Hai! Ești, fă! Hai! A! 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 A!
Păi mie așa mi se pare, mă! La cererea publicului! Că dacă n-ar vrăji și eu aș fi bărbatul și alesul inimii ei, irevocabil și irepetabil... Păi dacă nu vrea, fofăitule? Păi nu vrea din gură, fraiere. Și ce, mă, în gură ce are? Mamă, dar deci ce-ai vrut să spui? A luat așa pe departe. Nici măcar nu pot să-i spun că taci, că a fost atât de mișto. Taci că ești obosit. Nu ești obosit, uite. Ești chiar treaz. Asta era un lucru bun! Că bărbații deștepți sunt infideli! Da! Oh. N-am zis bărbații deștepți... Atrăgător! Hai că m-am tâmpit! Gata, hai să... Asta era un lucru bun! Hai, gata, zi! Asta ar fi fost un lucru bun! Ha, ha! Noaptea asta ne bate mai devreme, băieți. Auzi, dar ia-i înainte. Ia două înainte, mă, ca să fii sigur. După aia să-ți faci jocul. Trage acum și după aia îți faci tu jocul. Bă, spirit de gogoșar! Garniță mergătoare! Ce? Nu că sunt obosit. A venit, bă, Crăciun. Nu că sunt obosit, e clar. Să zic că el acum, nu că sunt obosit.